Capitolul 27. Fetele lui Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța, s-au apropiat și s-au înfățișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor și înaintea întregei adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: Tatăl nostru a murit în pustie. El nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fii. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne și nouă, deci, o moștenire între frații tatălui nostru. Moise a adus pricina lor înaintea Domnului. Și Domnul a zis lui Moise: Fetele lui Țelofhad au dreptate. Să le dai de moștenire o moșie între frații tatălui lor, și să trece asupra lor moștenirea tatălui lor. Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui. Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o dați fraților lui. Dacă n-are nici frați, moștenirea lui s-o dați fraților tatălui său. Și dacă nici tatălui n-are frați, moștenirea lui s-o dați rudei celei mai apropiate din familia lui și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul. Domnul a zis lui Moise: Suie-te pe muntele acesta Abarim și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel. S-o privești, dar și tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron. Pentru că v-ați împotrivit poruncii mele în pustia Țin, când cu cearta adunării și nu m-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Acestea sunt apele de ceartă la Cades, în pustia Țin. Moise a vorbit Domnului și a zis: Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om, care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Domnul a zis lui Moise: Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii noștri. Să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregei adunări. Și-a pus mâinile peste el și i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.